Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Interesant că au scăzut vânzările de mașini electrice în Statele Unite și în Europa pe măsură ce consumatorii entuziaști, adică early adopters, cum se spune, cei care sunt favorabili noilor tehnologii și au cumpărat deja mașini electrice, au vrut să vadă cum e. Oamenii sunt foarte mulțumiți de ele, dar acum, dacă acest contingent s-a cam epuizat, mașini electrice ar trebui să înceapă să fie cumpărate de consumatori obișnuiți. Oameni care nu iau neapărat așa entuziast marca respectivă, ci poiau să se servească de ea cum folosești un obiect. Genul meu. Genul nostru, da. Lucrurile sunt foarte simple. Te duci la benzinărie, faci plinul și nu mai ai treabă foarte multe zile. Da. Acești consumatori obișnuiți sunt mai rezervați, evident, decât entuziaștii când se gândesc la dificultățile, totuși, care însoțesc folosirea unei mașini electrice. Este adevărat că serviciul este mult mai ieftin, pentru că sunt mult mai puține piese în mișcare și ca atare da, costă mă rog, mult asta mai puțin. Mie nu mi se pare o miză asta. Adică eu, ca proprietar de mașină an 2009, îi fac o revizie pe an care mă costă 200 de lei și cu piese și cu tot 500 de lei. Dar tu ce ulei pui, mă, la mașină? Te costă tot revizia 200 de lei. De floarea soarelui. Da. Nu, cu totul mă costă 500. Okay. Eu îmi iau singur piesele și mă duc la un serviciu de cartier și acolo mă costă 150 de lei manopera și piesele sunt o glumă. Adică da. Filtrele și uleiul. Și hai noroc, adică nu asta e miza, 100 de euro pe an pentru revizie. Pentru că în rest, dacă ai o mașină corectă, n-ai nicio altă problemă. Adică am mai schimbat niște plăcuțe și discuri de frână, dar bănuiesc că asta se schimbă și la electrice, că frâna tot frână e... Da, presupun că da. Presupun că da. Oricum, costurile de servici sunt mai mici și costurile de exploatare sunt semnificativ mai mici. Asta da. Chiar dacă s-a scumpit curentul, tot este mult mai ieftin să conduci, adică să alimentezi o mașină electrică decât o mașină pe cu carburant, adică cu motor cu ardere internă. Problemele apar atunci când te gândești la uzabilitate, că trebuie să-ți programezi mai bine călătoriile, trebuie să te orientezi, să nimerești stații de încărcare și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, industria mașinilor electrice este într-o oarecare dificultate. Nemții au amânat deja intrarea în producția unor modele noi, au început să închidă pe aici, pe acolo, câte 2-3 săptămâni fabricile de automobile pentru că a scăzut cererea. Au început să scadă și prețurile la modele electrice, dar vestea proastă este că aparent, noi regulamente europene care protejează și încurajează producția de piese în interiorul Uniunii Europene ar putea să ducă la o nouă creștere a prețului mașinilor electrice. Adică, potrivit unei știri publicate de Frankfurter Allgemeine Zeitung, ministrul german al economiei Robert Habeck a trimis o scrisoare Comisiei Europene prin care solicită amânarea cu 3 ani a unor reglementări vamale mai stricte. De la 1 ianuarie, 45% sau chiar mai mult din valoarea unui automobil electric ar trebui să provină din producția internă europeană. Asta ca să protejeze industria de influența industriei autochinezești, care lucrează foarte ieftin, să oferă mai multe locuri de muncă europenilor, dar asta ar însemna, în mod evident, și creșterea prețului mașinilor electrice, care ar avea mai multe piese produse în Europa. Tot ieri citeam că Renault a lansat o nouă divizie de vehicule electrice. Mai am timp că pot să vorbesc despre Renault asta. E Renault, nu? Renault a lansat divizia Ampere de modele electrice și are un program foarte ambițios în care vrea să lanseze câteva modele electrice în următorii ani, printre care și un model care să înlocuiască Dacia Spring, dar care să fie produs în Europa. Dacia Spring făcută... Spring. Da, Dacia Spring, făcută integral în China, va deveni, cel puțin la vânzare în Franța, va deveni necompetitivă. Pentru că francezii anulează bonusul de 5.000 de euro pentru mașini electrice dacă vin din afara Uniunii Europene și ca atare Dacia Spring devine necompetitivă ca preț. Mult mai competitiv va fi un model Citroën C3 electric, care va avea un preț în jur de 20.000 de euro. Deci Citroenul C3 va fi practic noua Dacia Spring. Pe mine m-a dat în spate de la ziarul nemțesc. Da, mă, și acum mi-a dat un Citroen, asta zic. Mai bine zine cine a publicat chestia, știrea aia? Care? Ce publicație? Ce publicație? Nu, mă. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Asta spun și ai zis și un Citroen. Foarte curat. Deci pe noi ne-ai răvășit, practic. Da, mă scuzați.
Serios? Foarte bun. Adică da, m-am uitat la Luca, Luca care e, care e reperul meu în ceea ce privește limba germană. Și eu am știri serioase și ăștia mă iau peste picior cu accentul. Dar nu te-am luat la, ai citit foarte mișto. Vă mulțumesc. Dar dă-le în cur, că nu, da, adică e foarte interesant, dar nu, nu este o mașină din 2009, zic. Da, pentru cei care... Nu mă interesează, îmi dai vești din GPL. Uite, de ce nu treci pe GPL la mașina ta? Nu mai face mai mult instalația decât... O să-mi de bijuteria japoneză. Sau las benzina. Eu am pus benzină când toată lumea avea diesel, eu aveam motor benzină din respect pentru da, bijuterii. De când? Spune, pus numai, pui GPL. Ai pus numai de aia de 98 și 100 scumpă? 95, nu îi pui 98, că-mi vezi rău. Bravo, Luca! Să se învețe cu greutățile, a? E normal. Mașină în România, totuși, adică o bijuterie, bijuterie, da. Japoneză, japoneză, da. Totuși să ne adaptăm, da, la condițiile. Deci. În lit 95, să zice 98 nicăieri. Cum e viața? Iar schiulasa, am înțeles. Cu 98. Îi dă arsuri. Trebuie să-i dai renii, să-i dai alea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.